Aneta Popa avea doar 29 de ani și lucra de 6 ani în Italia la o fermă de vaci, iar în urmă cu 2 ani și-a luat cu ea și fetița în vârstă de 9 ani. Amândouă au venit în România în vacanță, unde au stat 2 săptămâni. În seara de 29 august, mama însoțită de fiică s-a urcat în microbuzul morții cu gândul de a se întoarce în țara care îi oferă un venit sigur cu care să-și întrețină frații și mama rămasă singură după moartea tatălui. Nu au mai ajuns însă la destinație. Mama este sfâșiată de durere. Opa, o plecat de lângă mama scumpă, mami. A plecat să fie și fata mea la fel, Uti, la noapte vine. Ce e scumpă dumneavoastră? Ce să fie? Are grijă de babă în Italia, ce să fie? Mamă, ceasul a ieșit, mamă. Păi n-a, dar ce să fac aici, domnul? Ce, așa este. N-are ce să fac aici, că aici muncă nu găsești. Frații nu se pot obișnui cu ideea că sora lor mai mică nu mai este în viață. Din fericire, fetița de 9 ani și-a revenit zilele acestea din comă. Surioara noastră, dragă, te așteptăm acasă. Plecă la gălăț, mai avea treabă ce mai avea de făcut. Și ne-a sunat când era în Sibiu. Era ceasul vreo 10 noaptea, cred că așa era ceasul. Și a spus, băi, am plecat la un restaurant să mâncăm și de acum plecăm în Pucușă. I-am murat drumul și a plecat. Am auzit al doilea, zice, s-a întâmplat. A fost ultima oară când ați vorbit cu ea. Da, ultima oară, da. Ne-am luat la revedere, ne-am luat cu totul bine, să fie totul bine. La anul în august vom revedea cu toții împreună. Avem un frate în Căricior care va veni și el acum acasă. Și a zis că poate la anul în august vom revedea cu toții. Să ne adunăm toții la o masă ca să ne revedem cu toții, să ne vedem cu toții frații împreună. Ia-ți-ne acasă, ia ne-a... Adică pentru pomeni, pentru... ne-a ajutat pentru pomeni, pentru tot. Și vă aduce și aici câte un bar. Da, pentru totul. Tot, normal. Și ea da. A pierdut. Eu acum 2 ani mi-am pierdut soțul, acum noul mi-am pierdut tata, acum sora. Totul ce a fost, a fost tot în familie. Moartea a încercat din greu această familie. În urmă cu 9 luni, tatăl a murit, iar unul dintre frați a rămas invalid după un accident în timp ce se afla la muncă în străinătate. Primarul din Smulți a declarat că va face toate formalitățile pentru a ajuta această familie. În 2 ani de zile au pierdut, cred că, 3 sau 4 persoane dragi. Și am impresia că cei care produceau în familie au dispărut. Tocmai stâlpul familiei și fata asta care... lucra în Italia și le dădea culița, fata care a vorbit, a fost și a plecat vreo un an. Acum are și ea un băiețel, văd că e aici. O să-i ajutăm cu tot ce putem și o să vorbesc cu fata, cu culița, că ea e mai tânără și mai tare. Mai în putere. Mai în putere să vină să... fac o cerere pentru un ajutor de mormântare. Trupurile neînsuflețite ale gălățenilor decedați urmează să fie aduse în țară. Șoferul de tir a fost deja arestat de polițiștii maghiari.